În primul rând, este un produs care l-am așteptat de foarte mult timp să apară și la noi, deoarece ingredientele pe care le conține sunt antice. Au fost folosite de foarte multe popoare, inclusiv de poporul chinez. Iar ceea ce este esențial în acest produs, după cum îi spune și numele, este un produs care ne spune despre elementul respirației. Da? Exact așa cum veți vedea în primul slide, ce este important, modul corect de a respira. De multe ori, în ziua de azi, respirăm destul de superficial. De multe ori, din cauza stresului și agitației, chiar lăsăm anumite fluxuri ale aerului și din acest moment nu pătrunde corespunzător în plămânii noștri ca să intre în toate procesele, sigur că da, pe care trebuie să le întreprindă la nivelul celular. Deci să continuăm respirația noastră, da? Deci este un act care îl realizăm de cel puțin 30.000 de ori pe zi, exact așa cum îl vedeți aici în acest slide. De aceea oxigenul pe care îl primim la inspirație este cel care ne ajută în toată starea noastră mentală, fizică și tot ceea ce înseamnă funcții metabolice vitale ale organismului uman. De aceea, această respirație este importantă pentru că ea este cea care susține energia vitală în organismul nostru, iar conform teoriei tradiționale a medicinii chineze, această energie vitală se obține prin trei căi principale. Prima cale este energia moștenită, da? Sau ciul născut, cum mi se mai spune. Ea este energia de bază care este condusă și întreținută de încă două energii pe care le primim pe parcursul vieții noastre, în primul rând prin alimentație, ceea ce se numește ciul esenței. Chinezii spun jing, deci este energia care trebuie să provină prin metabolizarea alimentelor. Iar al treilea tip de energie care sprijină pe cea vitală este ciul pectoral, sau cum mi se mai spune, energia shen, da? Cea care sprijină inclusiv activitatea spiritului. Ea este cea care întreține toate aceste funcții vitale ale glandelor și creierului. Este bine să știm că cel puțin 15% din această energie vitală este câștigată printr-o respirație corectă, armonioasă și mai ales să fie profundă. De aceea poate ați văzut de fiecare dată când persoanele iau parte la întâlniri de meditație sau de yoga, învață să respire corect, da? Ca să întrețină circuitul acestei energii vitale în organism. De altfel, toată sănătatea noastră, ca și funcție principală, de cele mai multe ori depinde de această energie ca circuit perfect în organismul nostru. Și bineînțeles, problemele care le avem de zi cu zi, după cum bine știm, obiceiurile proaste, stresul, toate acestea ne afectează această respirație corectă care ar trebui să o întreținem. În primul rând, disconfortul care cauzează acest stres este vorba de odată de alimentație. Acest stres prin partea de alimentație pur și simplu ne menține acest mușchi diafragmic întins, da? Pentru că nu consumăm alimentele corect. Din această cauză, la fel, vom respira mai slab, da? Și poate chiar mai puțin aer acumulăm în partea pulmonară. Această rigiditate diafragmică duce mai departe la o respirație neregulată. Aceasta duce la o scădere de oxigenare a întregului organism. Din cauza aceasta, inclusiv mușchii, tot ce înseamnă articulații, da? Tot ce înseamnă mobilitate, scade în organismul nostru. Iar de aici încolo, apărând aceste contracții musculare, încep să apară durerile și tot ceea ce înseamnă un cerc vicios care este greu de închis dacă nu învățăm să respirăm pe cât posibil corect. Respectiv, acest produs, care este o formulă unică, să știți, pentru că numai dacă ne uităm la ceea ce conține, este vorba de uleiuri esențiale, un amestec extrem de echilibrat, obținut din ulei de mentă, din ace de pin, de cașput,
de tămâie și de smirnă. Toate aceste plante care le vedeți aici în această imagine sunt plante biblice, sunt plante antice, au fost folosite de omenire de la începuturi. Așadar, haideți să le vedem pe cât posibil ce înseamnă ele. În primul rând, un ulei esențial, este bine să știți, are anumite capacități care ne ajută în tot ce înseamnă probleme de inflamații, în probleme de respirație, în probleme legate de piele, da? În probleme de a suporta anumite gânduri. Da? Deci pentru cei care au probleme puțin mai mari, cumulate, deci pe românește ne ajută să ne destresăm, ne ajută ca să eliminăm cu mult mai ușor așa numitele deșeuri din organism. Plămânii noștri, v-am spus, deci ei trebuie să suporte o cantitate destul de mare de aer și să o prelucreze zilnic, dacă este corect inspirată și la fel expirată. Aceste uleiuri sunt pure, sunt 100% perfect naturale, foarte bine echilibrate și trebuie să vă spun despre ele că sunt obținute prin metodele vechi, doar atât că tehnologia este îmbunătățită. Așadar, eu zic că să le luăm pe rând și ca să le putem vedea eficacitatea, vom începe cu extractul de tămâie. Această tămâie este obținută dintr-un arbore care se numește Boswellia sacra, de obicei. Ceea ce se găsește la noi este dintr-un arbust care este obținut din India, se numește Bursalacea, și această tămâie este acea galbenă, curată, pură. Are cele mai puternice proprietăți antiinflamatorii și ajută în combaterea infecțiilor, mai ales la nivel de căi respiratorii. Are o mireasmă binefăcătoare, cred că toată lumea știe ce miros plăcut are tămâia. Respectiv, are un component care este esențial și care ne ajută în aceste procese de a elimina stresul și ne ajută și în procesele de meditație. Se utilizează în foarte multe zone pentru că stimulează creierul, induce o stare de relaxare și de calm. Se numește acid boswellic. Asta stă la bază. Prin acest extract, această tămâie, da, în general, are niște proprietăți antifungice, antiinflamatoare, este antiacneic, este antirid, este folosită de foarte, foarte mult timp în multe procese ale corpului nostru și ca și balsam era introdusă inclusiv și de egipteni, poate ați auzit. Cină din acest arbore de Boswellia, pentru că în ea conține această substanță, acest acid, care împiedică acești mici prădători să invadeze acest arbore. De aceea și pentru noi ne ajută ca să ne ofere aceste efecte. Inclusiv când inspirăm, da, prin cavitatea bucală, ne ajută și ne sprijină în a reface anumite probleme legate de activitatea gingiilor. Da? Când vorbim de gingivită sau de stomatită, da? La acest nivel ne ajută să ne îmbunătățim toată această activitate. Ajută la o relaxare profundă pentru cei care au probleme legate de anxietate, inspirând. Această substanță îi ajută ca să se liniștească, să vadă mai ușor lucrurile. Ajută în ameliorarea nivelelor de alergie, da? Pentru că eliberând căile respiratorii, sistemul nostru imunitar lucrează cu mult mai ușor. Tot de aceea, de exemplu, ne ajută și sprijină circulația sanguină. Tot din cauza că plămânii noștri lucrează mai ușor. La fel și partea digestivă, da? Eu ceea ce vă pot spune ca și atenționare, atenție la administrarea internă. Atenție să nu vă atingeți mucoasele, da? Membranare sau ochii, de exemplu. Da? Că pot să producă mici leziuni. Respectiv, a doua care este aici pe listă este extractul de mentă. Da? După cum bine știm, cred că de mentă toată lumea a auzit și cam știe lumea ce înseamnă menta.
Menta este folosită la fel din antichitate pentru proprietățile sale extrem de puternice, antibacteriene, după cum bine știți. Dar are și alte calități. De exemplu, pe vremea Greciei antice, Aristotel folosea acest ulei de mentă pentru calitățile sale afrodisiace, de exemplu. Da? Romanii, de exemplu, utilizau inclusiv în alimentație. Arabii foloseau, de exemplu, pentru a servi la anumite băuturi, da? Pentru a spori virilitatea, de exemplu. Da? Deci era folosită de multe popoare și, după cum bine știm, primele probleme în care ajută cel mai ușor aceste extracte de mentă sunt durerile de cap sau pentru cei care au un colon iritabil, deci sprijină în activitatea acestuia. Totodată detensionează toată zona digestivă, de aceea efectele sale benefice le cunoaște, cred că, multă lume. Pe de altă parte, în tot ce înseamnă probleme respiratorii, și la noi la fel se utilizează menta din moși strămoși, știm foarte bine, în tot ce înseamnă gripă, răceli, da? Toate problemele ale aparatului respirator, decongestionează tot ceea ce înseamnă căi nazale, sinusuri, deci ne ajută să ne simțim mai bine. Și rezultatele sunt rapide, deci nu trebuie să stăm foarte mult timp pe gânduri. La fel avem și acest extract din ace de pin, da? Și pe el la fel îl cunoaștem foarte bine. Acest extract se folosește și la noi de foarte mult timp. Este, de exemplu, introdus și la noi în o grămadă de farmacii, acest ulei de pin, introdus în siropurile de tuse, după cum bine știți. Ajută foarte bine la fel în problemele de infecție pe zona de sinusuri, da? Deci decongestionează destul de rapid. Tratează tot felul de probleme comune, cum sunt afecțiunile dermatologice, da? E bine de știut pentru eczeme, da? Pentru cei care au psoriasis, pentru cei care au mai mult coșuri, da? Sau acne, un ten acneic, sau cum sunt înțepăturile de insecte. Mă rog, în foarte multe probleme este binevenit și de ajutor acest ulei de pin. Și trebuie să mai știți încă un lucru. El inhalat, da, pe căile respiratorii ajută ca un scop de expectorare. Deci ne ajută ca să eliminăm mai mult depunerile care se găsesc în bronhii sau pe pleura pulmonară. Da, deci el are multe utilizări. De exemplu, se folosea în vremurile vechi pentru partea de cap, adică pentru păr, nu, podoaba capilară. Se folosea în tratarea, de exemplu, a scalpului contra păduchilor, deci cum era pe vremea respectivă. Astăzi am trecut peste acest lucru, dar dacă mai sunt zone în care se găsește, e bine să știți. Este și un foarte bun dezinfectant eficient pentru partea de picioare, pentru micoze mai ales. Da? Are un efect antifungic superior multor altor extracte. De aceea a fost introdus pentru că este și un produs antialergic, deci este binevenit pentru toată lumea. Un alt produs de excepție este smirna. Da? Smirna este obținută din rășină de camfora mirha, așa se numește acest arbore. Nu știu dacă știți ce înseamnă smirna, adică această traducere. Vine din ebraică. Înseamnă a fi amar. Da? Aceste substanțe care stau la bază se numesc terpenoide, iar ele sunt unele dintre substanțele imunoprotectoare. Are proprietăți puternic antiseptice. Favorizează totodată dizolvarea mucusului, adică zona în care se formează microbii cel mai ușor. Pe de altă parte, după cum poate ați auzit în antichitate, această smirnă era folosită, după cum bine știți și în Biblie, dacă ați citit, este un produs de excepție pentru tot ce înseamnă antiinflamator. Se folosea și în jurul rănilor, da? Sau plăgilor care erau în urma războaielor, deci era folosit și ca și tratament pentru așa ceva.
s-a folosit de-a lungul timpului în foarte multe scopuri, pentru că are niște proprietăți unice care ne ajută în sănătate. Aceste proprietăți ale smirnei, după cum bine știți, dacă, de exemplu, există umflături, da, se masează ușor pe zona respectivă. Atenție cu acest extract pentru cei care au o hipersensibilitate la piele. Da? Deci pentru ei nu este atât de benefică. În ziua de astăzi, din păcate, avem și asemenea persoane. Pe de altă parte, menține o capacitate bună de absorpție pentru organism, mai ales când vorbim de probleme cum este, de exemplu, diabetul zaharat și doar prin această inhalare, da? Deci prin ceea ce transmite plămânul prin sânge. Deci aceste mici substanțe ajung și ne ajută ca să ne refacem cu mult mai ușor. Are foarte multe proprietăți anticancer. Dacă o să citiți despre efectele smirnei, e ceva extraordinar ce poate oferi organismului. După cum bine știți, acest extract se măsoară aproape 1 la 1, deci 1 kg de smirnă, 1 kg de aur. Deci este foarte valoroasă. Aceste proprietăți ale smirnei, la fel ca și tămâia, da, sunt ceva extraordinare pentru organismul nostru. Deci, în primul rând, tot ce înseamnă dureri, tot ce înseamnă stres puternic, deci ne ajută să-l eliminăm, să-l diminuăm pur și simplu. Deci, această plântuță, la fel, prin inhalare, ne ajută și pe zona de cavitate bucală, mai ales când vorbim de stomatită sau gingivită, v-am spus și adineaur și la tămâie, la fel și aici, ea era în tratatele vechi notată ca și dușmanul microbilor. Deci este un produs de elită, să știți, folosit peste tot în lume. Și am ajuns la ultimul extract care se numește cajgut. Nu știu cât ați auzit despre el sau ce este el. Trebuie să vă spun că este un extract dintr-un arbore de ceai alb, se numește, sau îi se mai spune și arbore de mlaștină. Acest cajgut, ca și țară de proveniență, el crește în multe zone, cum este Indonezia, cum este China de Sud, Africa, Thailanda și India. Da? Deci mai ales în aceste zone se găsește. Acest ulei esențial de cajgut se remarcă prin puternicul său efect antibacterian, antifungic și antiviral. Da? Are o capacitate de a reduce inflamațiile și durerile reumatismale, de a calma spasmele musculare sau crampele abdominale, doar ca și formă de unguent, deci pus pe zona respectivă. Acest cajgut în India era folosit de către aromoterapeuți pentru a susține tot ce înseamnă sănătatea plămânilor și a întregului sistem respirator. Da? Pentru a preveni anumite infecții, după cum bine știți, acolo în sudul Indiei nu este cea mai curată zonă de pe pământ și mă miram că îl foloseau zilnic acest extract. Deci are un potențial de a ușura, da, respirația și inclusiv durerile, da? Deci le alină. Totodată ajută la concentrare, la claritatea minții. Da? Ei spuneau că înveselește creierul acest extract. Cajputul are un conținut ridicat de cineol. Este de 1,8. Sau aș putea spune este similar uleiului de eucalipt, dacă l-ați utilizat. Deci este extrem de binevenit și acest extract ca și compoziție. Deci după cum vedem, avem 5 extracte cheie care practic ne ajută să avem o respirație ușoară, da? Folosind 3 picături, o să vă arăt imediat cum se utilizează. Pentru dureri de cap aplicat pe tâmple, 4 picături. Pentru o relaxare și eliminarea oboselii, 5 picături pe pernă, pentru un somn mai profund, pentru o stimulare capilară, deci utilizat pe scalp, 7 picături, pentru băile revigorante, între 10 pentru
O tensiune musculară se utilizează până în 7 picături pe zona de se folosește la 10 picături. Da? Așadar, eu vreau să vă arăt cum se utilizează. Nu știu cât de bine se vede această cameră. Deci are un dop de siguranță, după cum vedeți, da? Cu acest zinț. Iar foarte simplu, se pune în palmă. Da? Deci 3 picături. Una, două, trei. Foarte ușor. Vă frecați cele două palme bine, bine, bine de tot. Să pătrundă în primul stat al epidermei, da? În așa numită supradermă, deci pe zona superioară. Da? Și după aceea mâinile ținute corect să nu atingă zona de ochi, e doar pe nas. Și se inspiră. Vă rog frumos să faceți acest lucru de 3-4 ori. Inspirat adânc, expirat lung. Iar după aceea, vă rog frumos să vă plecați bine toată zona de ceaf, da? Pentru o relaxare profundă. Deci bine, bine de tot. Deci asta, dacă o efectuați în fiecare zi, măcar o dată pe zi, deja o să-i simțiți eficiența. Se simte rapid, imediat. Iar pentru celelalte părți, exact așa cum am văzut acel slide, pentru că veți primi toți acest slide, o să-l puteți utiliza foarte ușor. V-am spus, în primul rând, pentru băi. Da? Pentru băile revigorante. Este extraordinar. Deci 15 picături, dacă puneți în apa de baie, este un stimulant extraordinar pentru tot organismul. Da? O să vedeți că câteva mici bule rămân chiar deasupra apei. Da? Deci lucrează foarte, foarte ușor. Ceea ce pot eu să vă spun, să începeți să-l utilizați, pentru că este un produs care îi aparține acestei filozofii a medicinei tradiționale chineze și totodată vă ajută să aveți o respirație bună și pe cât posibil corectă. Da? Deci puritatea este 100% și perfectă. Da? Prin aceste metode de distilare, după cum v-am spus, fără a utiliza nimic sintetic. Da? Deci vorbim de un produs pur natural. După cum bine cunoașteți, compania Tiens chiar este certificată la cel mai înalt grad, da? Pentru aceste produse de înaltă calitate și de partea lor bioactivă.